Caz cu tremurător în localitatea Gorjană, Jupânești. O femeie este acuzată că și-ar fi ucis propriul copil la naștere. Dezvăluirea șocantă a fost făcută de ceilalți copii ai familiei la ora de dirigenție. Minorii au fost preluați de inspectorii din cadrul DGASPC Gorj și duși într-un centru al instituției. Cazul revoltător a ajuns pe masa procurorilor de la parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. Despre scenariul cutremurător au aflat prima dată dascălii școlii din Jupânești. Copiii femeii acuzate de omor ar fi povestit la ora de dirigenție că mama lor ar fi fost însărcinată, iar după ce a născut și-ar fi ucis propriul prunc. Directorul unității de învățământ a alertat imediat autoritățile, iar cei trei minori ai familiei au fost luați de polițiști și duși inspectorilor de GASPC Gorj. Organele de poliție au adus trei copii din comuna Jupânești la noi. Avem acordul părinților pentru instituirea unei măsuri de protecție în regim de urgență, ceea ce am și făcut. Acum suntem în evaluarea situației lor sociale, să vedem cum vom proceda mai departe. Deocamdată motivul este că părinții au fost de acord. Nu putem, este o investigație penală, din câte am înțeles, în curs și mai multe date nu putem să vă dăm. Cristina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al parchetului județean Gorj, a confirmat că se fac cercetări într-un dosar penal pentru uciderea unui membru de familie. În cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a fost înregistrat dosar penal și se fac cercetări de către procuror cu privire la săvârșirea infracțiunii de omor asupra unui membru de familie, urmând a fi dispuse măsurile legale după caz. Părinții au fost deja audiați de procurori, iar dacă va fi găsită vinovată, mama riscă să rămână în grei după gratii. Ceilalți copii ai familiei vor rămâne în grija statului cel puțin până la finalizarea anchetei.